Ieri am vorbit despre biserică și am arătat câteva lucruri din ceea ce nu este biserica. Faptul că nu este o clădire sub nicio formă. Sigur că majoritatea, cred că dacă nu, cumva toți creștinii evanghelici au lucrul ăsta clar în minte, dar nu se vede în practică. Se confundă de multe ori lucrurile. De asemenea, nu este o instituție, nu este o organizație religioasă, nu este o asociație de binefacere. Toate lucrurile acestea pot să funcționeze în paralel cu biserica, dar biserica este cu totul și cu totul altceva. Și n-am luat toate imaginile bisericii în Noul Testament pentru că ar trebui să stăm ore în șir, dar am vrut să mă refer în mod special la lucrul acesta, că biserica, așa cum a conceput-o Domnul, este o familie care are un tată, o familie în care se nasc copii. În momentul în care ne naștem din nou, noi devenim copii ai lui Dumnezeu. Nu prin eforturile noastre, dar prin pocăință și credință. Din momentul acela ar trebui să fim incluși, așa a lăsat Domnul Iisus, într-o familie în care sunt de asemenea alți copii. Iar noi toți devenim frați. Așa este concepută biserica, așa a lăsat-o Domnul Iisus. Unul singur este tatăl vostru, voi toți sunteți frați. Și a arătat și faptul că acela care este mai mare, fratele mai mare, de obicei într-o familie, este cel care are grijă de frățiorii mai mici. Și așa ar trebui să fie în biserică. Nu-i vorba de a domina biserica dintr-o poziție de autoritate, nu-i vorba sub nicio formă de o ierarhie bisericească, ci vorba de niște frați, iar cei care sunt mai maturi în credință trebuie să-i ajute pe ceilalți, așa cum se întâmplă într-o familie de obicei. De asemenea, am văzut în Scriptură că sunt multe lucruri care trebuie să existe în familie, și anume dragostea frățească, înțelegerea reciprocă, sentimente împărtășite, bucurii împărtășite, tristeți împărtășite, să reacționăm unii împreună cu alții la bucuriile celorlalți, la tristețile lor, în încercări să fim unii lângă ceilalți. Așa e concepută biserica. Și la un moment dat, dacă ne uităm la noi înșine, te întrebi cum poți să ai toate aceste lucruri, cum poți să trăiești așa. De multe ori când m-am mai întâlnit și eu cu persoane prin țară și ascultau predicile, li se părea creștinismul așa cum este prezentat în Scriptură și cum mi-a dat și mie Domnul să-l arăt mai departe, ca fiind ceva de neatins. Este prea greu, nu se poate trăi la nivelul ăsta. E foarte greu să trăiești într-o familie, e foarte greu să ai relații frățești, să iubești pe frații tăi ca pe tine însuți, să poți să-ți dai viața pentru frați, să fii cu totul dedicat Domnului, dar în același timp și bisericii. Așa sunt lucrurile puse în Scriptură. E foarte greu? Nu doar că e foarte greu, este absolut imposibil. În firea noastră, omenește, noi nu putem. Noi ne iubim pe noi înșine, noi avem interese personale. Chiar și când venim la biserică, ne așteptăm să ni se dea, să ne simțim bine, să fie o predică bună, să mă hrănească, să mă întărească, să plec ridicat, să plec întărit. Avem așteptări de la biserică. Așa suntem noi în firea noastră, ne urmărim interesele proprii. Domnul n-a lăsat așa lucrurile în Scriptură, ci biserica Domnului funcționează doar într-un singur fel. Nu prin puteri proprii, nu prin ceea ce putem da noi în mod natural, prin aptitudinile noastre, prin inteligența noastră sau prin alte lucruri pe care le avem, ci prin Duhul Sfânt. Aceasta este soluția. Noi n-am putea să arătăm dragoste față de frați. De unde să ajungem noi chiar să ne dăm viața pentru frați? Primii creștini, să știți că pentru ei era la propriu lucrul acesta. Ei își ofereau viața ca să-i scape pe ceilalți frați. Și în timpul comunismului au fost oameni care au fost dispuși să-și dea viața ca să nu-i trădeze pe ceilalți frați. Lucrurile acestea s-au întâmplat la propriu, dar este vorba de a-ți da viața pentru frați în mod continuu, în fiecare zi. Sigur, noi înțelegem că a trăi viața creștină înseamnă să te dai în întregime lui Dumnezeu. Știți că și la Biserica Ortodoxă, dacă ați fost unii dintre voi, poate că unii v-ați născut în familii de creștini, dar eu am trecut pe acolo și era un refren care se repeta: și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-i o dăm. Toată viața să-i o dai lui Hristos. Așa înțelegeau lucrurile în urmă cu aproape 2000 de ani. A rămas, din păcate, doar o formulă, dar pentru noi este clar. Nimeni nu mai trăiește pentru sine, nimeni nu mai moare pentru sine. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Aceasta este regula de viață în creștinism. Dar nu e vorba doar de a-ți da viața în întregime Domnului, ci de asemenea este vorba de a-ți da viața în întregime pentru binele fraților, în slujba lor. Pentru că, repet, noi suntem o familie.
Și dacă ai avut harul să te întorci mai demult la Dumnezeu și ai o anumită maturitate creștină, e mai multă răspundere pe tine ca să ai grijă de cei nou născuți, de cei care sunt mai mici în credință, care au venit de curând și de eventualele persoane care vor veni de acum înainte. Ei trebuie să găsească în Biserica Domnului nu o formă de evlavie fără putere, nu o asociație religioasă, nu un loc în care doar se spun predici, ci trebuie să găsească această familie în care să fie întăriți, să fie încurajați și să poată să meargă mai departe pe calea Domnului. Biserica este făcută să funcționeze 24 din 24, 7 din 7, nu are de-a face doar cu o întâlnire săptămânală sau două, ci ea trebuie să funcționeze tot timpul, așa cum familia este tot timpul unită, la fel și Biserica Domnului, așa cum El s-a rugat, trebuie să fie strâns unită, El s-a rugat ca tot să fie una, așa cum El este în unitate cu Tatăl, la fel și noi să fim una. Acesta este standardul. Tot ce este sub acest standard, sigur, îl vedem. Creștinismul din zilele noastre, din păcate, s-a transformat într-o formă și spun și cauza. Cauza principală pentru care lucrurile stau așa este că oamenii au încercat să facă lucrurile prin eforturi proprii. Noi ar trebui să ne concentrăm atenția pe Duhul Sfânt. Fiindcă Domnul Iisus, în momentul în care se pregătea să plece din lumea aceasta, cu o zi înainte să moară pe cruce, în seara dinaintea răstignirii sale, le-a spus ucenicilor foarte clar că trebuie să plece, că va pleca din mijlocul lor, dar că nu îi va lăsa singuri. Și aceea n-a fost o promisiune doar pentru ucenicii din vremea lui, pentru cei 12 și pentru primii creștini. Promisiunea lui se extinde pe toată perioada bisericii. Biserica este făcută să funcționeze fiecare în mod personal, fiecare piatră vie, într-o singură formă, prin puterea Duhului Sfânt, pentru că noi nu putem, pentru că noi înșine suntem falimentari și sper să ne fi văzut eșecul în această direcție, dar Dumnezeu nu ne lasă în starea aceasta. Noi nu trebuie să fim niște creștini înfrânți care să încercăm noi să facem niște lucruri, trebuie să ne deschidem larg inimile pentru că Duhul Sfânt este mijlocul bisericii. Dumnezeu l-a revărsat și așa a luat ființă biserica. Și, sigur, este un lucru foarte cunoscut de toți creștinii, că biserica a luat ființă prin coborârea Duhului Sfânt. Așa se știe că la cinzecime, Duhul Sfânt este cel care a dat naștere bisericii. Și uitați-vă puțin, am să citesc câteva versete de aici din capitolul 2, din Fapte, cum s-au întâmplat lucrurile și cum a fost prima biserică. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. A fost o manifestare exuberantă. Oamenii aceștia stătuseră toată noaptea în rugăciune. Era undeva în jurul orei 9 dimineața. După o noapte petrecută în rugăciune împreună, 120 de persoane într-o cameră mai mare, de obicei camera de sus, odaia de sus era un fel de sufragerie, să-i spunem așa, un loc mai deschis. După o noapte de rugăciune se coboară Duhul Sfânt. Nu mai e vorba de niciun fel de oboseală, ci dintr-o dată manifestarea aceasta despre care Domnul Iisus spunea din inima lor vor curge râuri de apă vie, s-a văzut în exterior. Oamenii aceștia au ieșit pe stradă, lăudând pe Dumnezeu în gura mare și, bineînțeles că evreii strânși acolo la praznic au văzut schimbarea în viețile lor. Nu au fost deloc timizi, au fost foarte extrovertiți, să spunem așa, în așa fel încât unii batjocoritori au spus oamenii aceștia zbeți. Iar Petru se leagă de acest lucru și le spune nu este decât 9 dimineața, nu au cum să fie beți, ci aceasta este ceea ce a spus Domnul că va face, va coborâ Duhul Sfânt. Dragii mei, biserica a luat naștere prin coborârea Duhului Sfânt. Și Domnul a vrut să lase de la început un lucru foarte clar. Ea va funcționa numai în măsura în care Duhul Sfânt va avea controlul în mijlocul bisericii. Numai în măsura în care El va fi recunoscut, El va fi căutat și El va fi cerut. Pentru că dacă este să ne uităm ce căutau oamenii aceștia în rugăciune, ei se rugau pentru un singur lucru, ca Domnul să-și împlinească făgăduința de a coborî Duhul Sfânt. Le spusese înainte să se înalțe la ceruri cu 10 zile înainte, voi rămâneți în cetate până veți primi o putere de sus. Iar ei stăteau în rugăciune ca să vină putere prin Duhul Sfânt. Lucrul acesta îl cereau. Sigur, o lume întreagă pierea afară, dar nu s-au dus în acele 10 zile să vestească Evanghelia până n-a venit putere de sus. Ei știau că nu au cu ce, că nu pot, că n-au curaj, că n-au cuvinte, că n-au ungeri. Și au stat în rugăciune până când și-a coborât
Domnul Făgăduință, așa nume, pe Duhul Sfânt. Iar acesta e un model pentru toate bisericile în toate timpurile, pentru că Petru în ziua aceea se duce în fața oamenilor și le spune: Făgăduința aceasta nu e doar pentru voi, ci pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Practic vrea să spună că aceeași promisiune este pentru toată biserica în toate timpurile până la sfârșitul ei. Oricât de mulți ar fi, în oricât de mare număr i-ar chema Domnul, oricât de departe ar fi în timp sau geografic, orice biserică trebuie să aibă parte de o coborâre a Duhului Sfânt, care să dea viață, care să o însuflețească. Altfel, sigur, ne vom strădui să le facem noi lucrurile sincer, dedicați lui Dumnezeu, nu am niciun dubiu, pentru că și eu am trăit în forma aceasta, sincer și dedicat, dar fără să experimentez ce înseamnă o adevărată revărsare a Duhului Sfânt. Și aici nu vorbim de pecetluire, nu intrăm în detalii ce înseamnă Duhul Sfânt la nașterea din nou, ce înseamnă pecetluirea cu Duhul Sfânt și ce înseamnă o revărsare a Duhului Sfânt ca la cincizecime. Aici e vorba de un botez autentic cu Duhul Sfânt, de împlinirea făgăduinței pe care Ioan Botezătorul a spus-o înainte să înceapă lucrarea publică, Domnul Iisus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată, aici s-a întâmplat și, sigur, sunt interpretări divergente, dar aici se vede clar că i-a botezat și cu foc. Foc s-a coborât din cer peste capetele lor, nu ca să-i judece, ci ca să arate că s-a aprins un foc în inimile lor. Și focul acela, dragii mei, ei l-au alimentat în continuu. Ei au trăit și au dat mărturie și au fost neînfricați pentru că Duhul Sfânt ardea în inimile lor. Era o flacără de foc, de dragoste pentru Domnul și nu le mai păsa de nimic. Ei se duceau și trăiau pentru Dumnezeu, dar nu pentru că puteau, ci pentru că Duhul Sfânt se coborâse. În ziua cincizecimii, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste fiecare dintre ei. Un simbol al faptului că Duhul Sfânt a venit și că le-a aprins inimile. Aveau o dragoste înflăcărată, aveau o dedicare cu foc și, bineînțeles, mai târziu spunea Revanghel, unui foc nu trebuie să-i faci reclamă. Oamenii au văzut focul și au venit la credință. Sigur, în Ierusalim erau 1 milion de oameni la cincizecime, aproximativ, cel puțin așa sunt estimările, veneau la praznic, veneau la sărbătorile anuale și s-au pocăit doar 3.000 în ziua cincizecime. Au fost puțini, însă, în raport cu lucrarea de până atunci, au fost foarte mulți. Pentru că toată lucrarea, timp de 3 ani și jumătate, nu adusese mai mult de 120 de ucenici la un loc. Și iată, în ziua coborârii Duhului Sfânt se adaugă 3.000 și pe urmă numărul ucenicilor crește în Ierusalim. Iar ei au înțeles un lucru pe care noi, creștinii vremurilor din urmă, l-am lăsat deoparte și credem că putem să ne descurcăm singuri și de aceea și culegem roadele a ceea ce putem noi să facem, fiindcă ne credem foarte capabili și dacă nu suntem capabili ne mai ducem la un institut și devenim și mai capabili și pe urmă facem cu ceea ce știm noi, cu ceea ce am învățat, cu ceea ce ni s-a spus că funcționează. Oamenii caută tot felul de strategii și iată rezultatul, un creștinism fără viață, un creștinism fără vlagă, fără foc. Ei nu au făcut așa. Ei nu s-au apucat după aceea să facă institute, să facă școli de misiune. Ei, în momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt, ei au știut, numai așa putem să trăim pentru Dumnezeu, numai așa putem să dăm mărturie, numai așa poate funcționa biserica. Și când a venit prigoană, foarte curând în capitolul 3, știți, în Cartea Faptelor, Petru și Ioan sunt arestați, sunt duși în fața Sinedriului, în sfârșit le dau drumul, îi amenință și iată ce fac ei. Se duc înapoi înaintea Domnului și cer ce? Sau pe cine, mai bine spus? Pe Duhul Sfânt, pentru că ei își dau seama, noi nu putem să facem față persecuției, noi nu putem să dăm mărturie, noi nu avem putere noi înșine. Și, dragii mei, fac o paranteză aici și spun, până nu ne vedem lipsa noastră de putere, până nu ne vedem eșecul personal, nu avem cum să venim la Domnul într-o adevărată rugăciune după Duhul Sfânt. Oamenii aceștia, măcar că Dumnezeu îi folosise, făcuseră semne și minuni, puseseră împreună cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, ei n-au zis că pot și că știu. Și după ce a venit prigoana, ei s-au strâns împreună și au făcut lucrul pe care ar trebui să-l facem și noi de fiecare dată. Spune aici în capitolul 4, versetul 29, ultima parte a rugăciunii lor. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Și unii au zis, ei n-au știut ce cer, au cerut putere și Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Ba nu, când au zis, dă-ne putere, ei cereau Duhul Sfânt, ei știau bine ce cer. Nici pe departe, nu s-au trezit așa dintr-o dată că cereau putere și a venit Duhul Sfânt. Nu, ei cereau pe Duhul Sfânt, știau că nu au putere și că puterea vine prin Duhul Sfânt. Nu că Duhul Sfânt e o putere, El este o persoană a Dumnezeirii, El este divin, cum Tatăl este divin, cum Fiul este divin, la fel și Duhul Sfânt, și ei cereau putere de sus prin revărsarea Duhului Sfânt. Păi bine, dar
voi ați primit cu câteva zile înainte. Nu contează că am primit mai înainte. Noi avem nevoie din nou și din nou. Și spune aici Scriptura, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. A fost cu manifestare fizică, cu tremur la propriu. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Iată cheia bisericii primare. Aceasta a fost. O coborâre a Duhului Sfânt nu doar la început, ci în mod repetat. Sigur, Faptele Apostolilor se oprește aici cu biserica din Ierusalim, dar avem toate motivele să credem că periodic ei veneau înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt continua să se reverse. Ei aveau tot timpul experiența aceasta a unei reumpleri cu Duhul Sfânt, în mod vizibil, ca să poată să trăiască pentru Dumnezeu. De aceea Pavel le zice creștinilor din Galatia, în epistola către Galateni, cel ce vă dă Duhul și face minuni în mijlocul vostru, cum le face? Prin faptele legii sau prin ascultarea credinței? Și acolo e un prezent continuu. Cel ce vă dă Duhul în continuare. Păi noi am primit când ne-am pocăit. Da, sigur, știm asta. Nimeni nu se naște din nou decât prin Duhul Sfânt. Te naști din nou din Duh și din apă. Foarte bine. Dar aici e vorba de un flux continuu al Duhului Sfânt și Apostolul Pavel le spune cel ce vă dă Duhul. Biserica trăia printr-o alimentare continuă cu Duhul Sfânt. Ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Chiar și cei care cred într-o experiență a Duhului Sfânt, de multe ori este contrafăcută, dar nu vreau să intru în detalii pe tema asta. Dar chiar și cei care cred că există un botez cu Duhul Sfânt, ei îl văd ca pe un scop final, să ajung la botezul cu Duhul Sfânt și s-a terminat. Nu așa sunt prezentate lucrurile în Scriptură, ci este arătat foarte clar că exista o revărsare continuă a Duhului Sfânt. Nu o experiență doar, ci un flux continuu. Pentru că ei își vedeau lipsa de putere, pentru că ei își vedeau lipsa de curaj. Cum credeți, dragii mei, că se duceau ei în fața leilor în arenele romane și făceau față la toate torturile? Îi vedeau pe toți ceilalți chinuiți, torturați și totuși aveau curaj și spuneau, nu ne lepădăm, niciunul nu se lepăda. Stăteau acolo drepți și mai înainte să îi omoare pe ei, îi aruncau pe copii în fața lor. Cum să rămâi credincios? Cum? Poți tu ca om? Ei aveau o revărsare continuă a Duhului Sfânt. Și este ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică. Iar noi avem nevoie de creștinismul acesta, iar el nu poate să vină în nicio altă formă decât în același fel. Printr-o revărsare autentică a Duhului Sfânt. De asemenea, experiența din Ierusalim, unii pot să spună, da, a fost împlinirea cincizecimii și a fost atunci la Ierusalim, dar s-a terminat, atât, nu mai e mai departe. Sigur? Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, vom vedea că fiecare biserică pe care a sădit-o Apostolul Pavel între națiunile din Imperiul Roman, fiecare biserică a avut parte de o revărsare a Duhului Sfânt. Iată numai un exemplu cum a luat ființă biserica din Efes, pe care o găsim și în Apocalipsa, e prima biserică la care Domnul îi trimite o scrisoare. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Biserica din Efes a luat ființă din acești 12 bărbați peste care s-a coborât Duhul Sfânt. Și au avut iarăși o manifestare exuberantă. Au început să prorocească, să vorbească în alte limbi. Ei abia cunoșteau, erau la început cu Dumnezeu și iată, Dumnezeu le dădea manifestări supranaturale. Așa a luat ființă biserica din Efes. Și vă aduceți aminte în Apocalipsa ce îi spune Domnul bisericii? Întoarce-te la dragostea din tâi, întoarce-te la faptele tale din tâi. E vorba de acest lucru, de experiența Duhului Sfânt pe care ei o trăiseră la început. Un alt exemplu în provincia numită Pisidia, în orașul Antiohia din Pisidia, pentru că mai era un oraș Antiohia în Siria, spune aici în capitolul 13, cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. În timp ce ucenicii din Antiohia Pisidiei, cum au rămas? Erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Observați cum erau sădite bisericile. Oamenii se întorceau la Dumnezeu și rămâneau în urmă plini de Duhul Sfânt. De acolo venea și bucuria. Cum să te bucuri când e o așa de mare prigoană? Când oamenii trebuie să fugă ca să nu li se curme viața, să nu fie arestați, torturați și omorâți. Cum să te bucuri în astfel de necazuri? În prigoana aceasta atât de teribilă. Într-o singură formă, oamenii aceștia erau plini de Duhul Sfânt și, bineînțeles, de acolo venea
și bucuria. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem de la început este: știm ceva din lucrurile acestea? Le-am trăit? Știm ce înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt și de bucurie? Tindem spre lucrul acesta? Ne dorim să fie așa în viața noastră? Să fie o bucurie negreită. Simți bucuria negreită și manifestarea dragostei lui Dumnezeu într-o formă pe care n-ai mai experimentat-o. Nu vreau să creez așteptări de experiențe într-un fel sau altul, dar este o bucurie. Este o revărsare a dragostei lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea vin prin Duhul Sfânt. Și ele rămân în măsura în care Duhul Sfânt rămâne. Iar Duhul Sfânt rămâne în măsura în care noi îl cerem, în care ne vedem neputința noastră. Fiindcă altfel de unde să vină? Dacă noi știm, dacă noi putem, de ce să mai cerem după Duhul Sfânt? Sigur, putem să spunem: Doamne, trimite și pe Duhul Sfânt, dar și dacă nu-L trimiți, eu mă descurc. Bine, așa nu o să primească nimeni nimic. Când ajungem noi la limită și spunem: Doamne, eu nu mai pot, obosești mergând, îi spunea lui Israel în cartea Isaia, și nu zici încetezi, tot mai găsești putere în brațul tău. Nu te doboară în tristare. Să zici: nu mai pot. Eu nu pot. Creștinismul nu e pentru mine în firea mea pământească. Eu am nevoie de putere de sus. Eu vreau să trăiesc în plinătatea Duhului Sfânt, pentru că așa înțelegem ce înseamnă noul legământ. Noul legământ înseamnă nu noi făcând ceva de la noi, prin puterile noastre, ca să împlinim niște cerințe ale lui Dumnezeu. Așa era în vechiul legământ. În noul legământ e altfel. Duhul Sfânt se revarsă în noi când ne naștem din nou și pe urmă în mod continuu și lucrurile vin de la sine. Nu ne străduim să-i slujim lui Dumnezeu. Nu putem să facem altfel. Nu ne chinuim să împlinim niște legi. Este natura noastră nouă. Vrem să fim sfinți. Ni se pare păcatul ceva odios. Ne îndepărtăm în mod instinctiv de orice pare rău. Dacă într-adevăr Duhul Sfânt locuiește în noi și dacă El își face lucrarea în continuu. Noi nu facem niște eforturi personale pentru a ajunge plăcuți lui Dumnezeu. Ci din contră, din inimile noastre vin dorințele acestea pentru că Duhul Sfânt ne umple. Asta este cheia noului legământ. Și așa trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu. Dacă îl transformăm într-o lege, creștinismul nu mai are niciun sens. Suntem mai rău decât evreii din vechime, care se tot străduiau să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu și nu ajungeau niciodată să împlinească toată legea. Trebuiau să alege din nou la jertfe. Noi trebuie să ne deschidem inimile, să ne recunoaștem neputința, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne umple viața, să-L cerem în continuare, iar apoi din inimile noastre vin toate lucrurile acestea. Și, bineînțeles, dacă fiecare piatră vie care alcătuiește biserica trăiește astfel, atunci când vin împreună, se vede manifestarea Duhului Sfânt în biserică. Dacă fiecare are un izvor în exterior, din inima lui curg râuri de apă vie, când se strâng împreună toți aceștia, frați și surori, acolo este un fluviu, este o revărsare. Duhul Sfânt se manifestă. Și nu ai cum să nu observi lucrul acesta. Prin urmare, iată, Duhul Sfânt a născut biserica, este în mijlocul bisericii, iar noi avem nevoie de El, noi avem nevoie de lucrarea Lui. Și vreau să vorbesc în continuare despre nevoia aceasta de a vedea lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Nu lucrările noastre, nu ceea ce putem noi, ci ceea ce El face. Sigur, folosește oameni, dar una e când omul lucrează și alta e când Duhul Sfânt îl pune pe un om să lucreze, când îi dă ungere și el devine doar un instrument. Și e conștient de faptul că nu el face lucrurile, ci că Duhul Sfânt îl folosește. Cu totul altfel stau lucrurile în situația aceasta. De exemplu, găsim în Scriptură că în biserică El este suveran, în biserica Domnului. Și El dă daruri cum voiește. Duhul Sfânt. El pune păstori. Am vorbit ieri despre faptul că s-au transformat bisericile în adunări cu statute și în organizații cu tot felul de legi făcute de oameni. Dragii mei, nu oamenii își pun păstori. N-ar trebui să fie așa. Doar într-un singur context spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor ca să le gâdile urechile cu lucruri plăcute la auz. Dar după Scriptură e altfel. Duhul Sfânt dă păstori. Duhul Sfânt dă oameni pentru slujire. Și așa a fost de la început. Când i-a strâns Pavel pe cei din Efes la câțiva ani distanță de la începutul bisericii, le-a spus cuvintele acestea: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcop sau păstori sau prezbiteri sau supraveghetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Le spune oamenilor acelora nu pentru că voi ați fost capabili, pentru că v-a ales biserica prin vot 70%, 90%, care-i membru, votează, care nu și-a dat zeciuiala să stea acasă,
Nu așa se făceau lucrurile, ci, aici spune foarte clar, Duhul Sfânt i-a pus episcopi. Și nimeni nu putea să conteste. Sigur, în zilele noastre, repet, oamenii își pun învățători așa cum li se pare lor, în Biserica Domnului. Dacă e vorba de o biserică adevărată, Duhul Sfânt dă daruri și ridică slujitori. Pe acești oameni îi avertizează încă o dată Pavel să ia seama, să fie atenți, fiți atenți asupra voastră, pentru că voi nu sunteți acolo fiindcă ați meritat, pentru că n-ați ajuns acolo fiindcă ați făcut o facultate sau că v-au ales oamenii. Duhul Sfânt, Dumnezeu v-a pus acolo. Voi sunteți acolo într-o mare răspundere. Și dacă e să ne uităm, iar zic în Apocalipsa, se vede că n-au luat seama. Pavel le spune aici, luați seama la voi înșivă și Domnul le spune, aveți grijă, pentru că am un lucru împotriva ta, împotriva bisericii și împotriva episcopului, principal, să spunem așa, ți-ai părăsit dragostea din tâi, ai lăsat-o în urmă și dacă mai mergi așa, o să vin să-ți iau steșnicul și unii au spus că rămâne fără lumină și asta e adevărat, că rămâne fără lumină, dar practic când îi lua Domnul steșnicul, ea nu mai era biserica lui. Ai luat steșnicul unei biserici, însemna că Domnul își retrăgea pecetea de deasupra bisericii. Ea continua să-și facă formele ei, să-și facă ritualurile, dar Domnul spunea, tu nu mai ești biserica mea, ți-am retras veșnicul. Dacă tu nu te pocăiești și n-ajungi la dragostea din tâi, iar la dragostea aceea ajungeau numai într-o singură formă, printr-o nouă revărsare a Duhului Sfânt, eu îți iau veșnicul, tu vei funcționa în continuare, dar eu nu te mai recunosc ca biserica mea. Și câte adunări, câte biserici în zilele noastre sunt în situația asta? Ele nici măcar nu știu că de mult Domnul și-a luat veșnicul și oamenii fac în continuare ce pot și ce vor. Iată încă un exemplu de manifestare a darurilor Duhului Sfânt. Cum funcționa biserica la început? În mod supranatural. Și este de așteptat ca atunci când se revarsă Duhul Sfânt într-o adunare să apară manifestări supranaturale. Și nu ar trebui să ne ferim de ele. Nu ar trebui nici să punem tot accentul pe lucrurile supranaturale, dar trebuie să existe elementul acesta. Noi l-am trăit, am făcut studiul la Corinteni și nu-mi retrag niciunul din cuvintele pe care le-am spus. Este într-adevăr ceea ce noi dăm mărturie că am trăit inclusiv în perioada aceasta de sfârșit al veacurilor. Iată la început cum erau. Spune despre Filip că el avea 4 fete fecioare care proroceau. Ce frumos să te duci într-o adunare sau într-o casă, te găzduiește și ies fetele. Fetele din casă. Ce vârstă ar fi avut 4 fete fecioare? Nu cred că erau de aceeași vârstă. Poate una avea 14 ani, poate una 16, poate una 18, poate mai mult. Cam pe la 18 ani se căsătoreau, nu mergeau foarte mult cu vârsta. Deci erau ceea ce spunem noi adolescente. Dar trăiau atât de aproape de Dumnezeu, încât Domnul își revărsase Duhul Sfânt peste ele. Și în casa aceea avea Filip, el era evanghelistul, vestea Evanghelia, și fetele lui proroceau. Și spune aici că Pavel a intrat acolo, în casa lui Filip, și Luca împreună cu el. Și fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, și or fi primit de la fetele acestea fecioare cuvânt de la Domnul, nu spune, dar a venit un altul. Un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. Observați, avea 4 fete fecioare care proroceau, era în casa lui Filip. Vine încă un proroc, iată, 5 proroci la un loc, și a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt, dragii mei, Duhul Sfânt vorbea în biserică și omul acesta vine și spune, nu-i cuvântul meu, nu-i părerea mea, Duhul Sfânt care mi-a dat un dar, m-a trimis aici și iată ce zice Duhul Sfânt, o ascultă-l pe el. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamului. Duhul Sfânt trimitea avertizări. Îi spune lui Pavel aici prin Agab. În alte părți spune el, numai Duhul Sfânt mă înștiințează că într-o cetate mă așteaptă prigoană, în alta lanțuri. El știa ce-l așteaptă pentru că Duhul Sfânt îl avertiza. În altă parte spune că a vrut să intre într-o anumită provincie și Duhul Sfânt nu i-a dat voie. Observați, ei erau într-o relație continuă cu Duhul Sfânt, iar toate acestea sunt manifestări supranaturale. Să spune Duhul Sfânt, nu te duci acolo, să-ți arate ce te așteaptă. Și iată, în cazul acesta e clar. Ce motivație avem să credem că undeva după moartea lui Pavel și a apostolilor și a lui Agab s-a terminat prorocia? Nicăieri nu spune că s-a terminat, ci iată, în Noul Testament avem cazuri în care Duhul Sfânt vorbește prin proroci. Și nu ai cum să spui aici vorba de prorocii Vechiului Testament, pentru că e vorba de Biserica Domnului, este cu tot o altă perioadă de timp. Apoi, în epistole, vedem lucrul acesta foarte clar. Duhul Sfânt avea controlul bisericii.
Nu oamenii. Oamenii, sigur, conduceau, supravegheau, dar el avea controlul bisericii. El se manifesta. Oamenii se întâlneau cu prezența și lucrarea continuă a Duhului Sfânt. Și spune Pavel în 1 Corinteni 12, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și nu ai cum să nu rămâi uimit când găsești aici cuvântul fiecăruia, adică tuturor, fiecăruia în parte, îi se dădea manifestarea Duhului. În ce fel? Sigur, noi spunem, cineva iese în față și cântă o cântare sau iese în față și spune o poezie. Scriptura nu vorbește de darul recitării și de darul cântării, vorbește de alte daruri. Și avem aici o listă. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință sau cuvânt care aduce cunoștință. Datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Și e vorba de o credință excepțională, dincolo de credința pe care o are fiecare om ca să fie mântuit, fiecare creștin care s-a întors la Domnul. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia. Altuia deosebirea Duhurilor. Să vină cineva în adunare și tu să spui, tu nu vorbești de la Domnul, Duhul care vorbește în tine nu-i Duhul lui Dumnezeu. Da, dar erau oameni aici care aveau darul deosebirii Duhurilor. Altuia feluritele limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Cum era biserica în timpul Noului Testament? Iată, spune foarte clar versetul 11, fiecare primea manifestarea în măsura în care Duhul Sfânt se revărsa și îi dădea daruri așa cum voia El. Duhul Sfânt dă daruri cum voiește. El e suveran. El are controlul, El știe pe fiecare ce poate să primească, cum poate să slujească. Atunci când se revarsă, dă daruri pentru slujire. Acolo nu era un loc în care își manifesta fiecare propriul talent sau propriile capacități, ci era vorba de o manifestare a Duhului Sfânt în mijlocul lor. Încă o dată mă opresc și spun cât de departe suntem noi în vremea noastră de ceea ce este arătat în Noul Testament. Și noi spunem totuși, suntem creștini biblici. Bun, dar de ce nu trăim ceea ce trăiesc ei? Unde e problema? În primul rând, pentru că oamenii au ajuns să nu mai recunoască lucrarea Duhului Sfânt, să o nege, să spună că nu mai există. Sau, dacă spun că există, să caute într-o formă sau alta ceva de la Duhul Sfânt, dar în același timp crezând că ne descurcăm, că putem și așa. Dragii mei, ei nu se bazau pe ce puteau ei, ci era vorba de dependența aceasta de lucrarea Duhului Sfânt. Și spune, de exemplu, în epistola către Filipeni, apostolul Pavel, că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Cum slujeau ei lui Dumnezeu? Prin ceea ce le dădea Duhul Sfânt, nu prin ceea ce puteau ei. Care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Eu nu mă încred, spunea Pavel, și chiar detaliază aici în epistola către Filipeni, eu nu mă încred în faptul că am învățat teologia la picioarele lui Gamaliel, că am fost cel mai avansat, era liderul de grupă sau de an din vremea lui, am fost cel mai înaintat în religia iudeilor, am fost cel mai apropiat de marele preot, de bătrânii din Ierusalim. Eu, știți, am multe capacități. Din contră, el zice, toate acestea le socotesc ca un gunoi, le-am aruncat la gunoi și cuvântul acolo este gunoi de graj, gunoi de la grajdul animalelor. Toate aceste lucruri cum pavele. Că astăzi se spune că trebuie să fii capabil să înveți multă teologie și el zice, nu, astea sunt ca un gunoi. Și atunci cum slujești tu? Iată, spune el, noi slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Nu ne punem încrederea în firea pământească, ci slujim lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu ne lăudăm cu ceea ce putem noi, nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, ci ne punem încrederea în Hristos Iisus. Dragii mei, noi trebuie să avem dependența aceasta de Duhul Sfânt. Altfel, nu avem cum să înaintăm și biserica poate să fie ceea ce am vorbit ieri, o familie, poate să fie unită într-o singură formă. Când manifestarea Duhului Sfânt este în fiecare mădular, în fiecare membru al bisericii. Ce face Duhul Sfânt astăzi? Sigur, am văzut ce a făcut în trecut și ne dorim să avem lucrarea aceasta supranaturală, dar ce face Duhul Sfânt în mod deosebit în zilele din urmă? E foarte clar în Scriptură, Duhul Sfânt își sfințește biserica, o curățește și o pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Este lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, știți, în Vechiul Testament erau multe denumiri pentru Duhul lui Dumnezeu. Și de mai puține ori vezi în Vechiul Testament exprimarea Duhul Sfânt. Sigur, există, spune David, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt,
Avem și alte locuri în care se vorbește despre Duhul Sfânt, dar în alte texte apare ca Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, Duh de putere, în fine. În Noul Testament, el este revelat în toate locurile cu aceeași denumire, și anume Duhul Sfânt. De ce? Pentru că el ne sfințește, adică ne separă de lumea aceasta. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a separa pe un om de tot ce este păcat. Ai despărți inima de tot ce înseamnă rău, de tot ce înseamnă lume. Ce face Duhul Sfânt astăzi? Ia biserica, care, acum în paranteză fie spus, sensul cuvântului Eclesia este adunarea celor chemați afară. Cei care se separă de lumea aceasta, ies din lumea aceasta și trăiesc în sfințenia vieții. Sfințenie, repet, nu înseamnă așa o înfățișare vlavioasă de sobrietate, de beatitudine, cum zic catolicii, nu. Cuvântul sfințenie se referă la separarea noastră de ce e lumesc, de ce e păcătos. Cine face lucrarea de sfințire? Duhul Sfânt. Dacă îi dăm voie și dacă ne dorim. Dar Duhul Sfânt își sfințește biserica. Și spune Apostolul Pavel, le spunea creștinilor din Roma, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, câți dintre noi au fost robi ai păcatului? Eu cred că toți, nu? Cu toții am fost robi ai unui păcat sau robi ai mai multor păcate. Dar după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat. Dragii mei, creștinul nu este un om înlănțuit de păcat. Nu e niciun om perfect. Dar el nu trăiește într-o robie a păcatului. El nu trăiește în dependență. El este un om liber. Cine îi dă această eliberare? Duhul Sfânt. În momentul în care un om se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, cad lucruri din viața lui. Unele de la început, altele încetul cu încetul, dar lucrurile sunt desfăcute, robiile sunt dezlegate, lanțurile acelea pică. Fie că a fost vorba de beție, de pornografie, de fumat, de vorberele, de gânduri murdare, toate lucrurile acestea, spune Pavel, ați fost izbăviți de păcat. Sigur, ele pot să vină înapoi, să ne testeze, dar ai puterea să spui nu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt își face simțită lucrarea în fiecare credincios. După ce ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robii ai neprihănirii. Vorbesc omenește, adică pe înțelesul vostru, spune Pavel, din pricina neputinței firii voastre pământești. Pentru că nu puteți înțelege foarte bine, vă zic așa, pe înțelesul vostru, vorbesc omenește. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, după cum înainte trăiați în păcat și făceați păcate de tot felul, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră, adică la separarea de tot ce înseamnă păcat. Căci, atunci când erați robii ai păcatului, și lucrul acesta este în trecut, tot timpul Pavel pune robia păcatului în trecut, erați slobos față de neprihănire. Și ce roadă duceați atunci? Roade de care acum vă este rușine pentru că sfârșitul acestor lucruri este moarte. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Dragii mei, rodul Duhului Sfânt într-un om credincios este sfințirea. Când Duhul Sfânt vine într-un om, dincolo de manifestările supranaturale, se vede după aceasta. El este tot mai separat de lume. Pe el nu-l mai interesează păcatul și atracțiile lumii acestea. Inima lui începe să se lipească tot mai mult de cer. El se desprinde tot mai mult de tot ce e păcătos și se alipește tot mai mult de Dumnezeu. Această lucrare o face în mod tainic Duhul Sfânt în omul credincios. E lucrarea de sfințire, de separare față de păcat și de alipire de Dumnezeu. Versetele acestea sunt din capitolul 6 pe care le-am citit din Romani. Capitolul 7 arată că omul în firea lui nu poate să scape de robia păcatului, o nenorocitul de mine, nu pot să fac nimic eu, dar dă soluția. Cum poți să trăiești o viață de eliberare? Cum poți să trăiești o viață de biruință? Cum poți să spui nu ispitei atunci când vine? Iată ce zice Pavel. Capitolul 8. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Duhul Sfânt vine în om și îi dă îndemnuri către sfințire, către separare de păcat. Dinăuntru vin îndemnuri. În adevăr, legea sau principiul Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea sau de principiul păcatului și al morții.
Și cineva a explicat foarte clar. Trebuie să fie o putere mai mare. Cum poate să rămână un vapor deasupra apei? Pentru că există o lege care îl ține acolo. Dincolo de legea gravitației care îl atrage la fund. E vorba de o lege mai mare care te ține împotriva legii păcatului și a morții. Pentru că noi, în noi înșine, suntem atrași către păcat, către tot ce înseamnă lucru împotriva voii lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne dă ceva mai puternic, sau mai bine spus, pe cineva mai puternic, și anume pe Duhul Sfânt. Noi avem nevoie, dragii mei, de Duhul Sfânt, în primul rând, ca să trăim o viață de biruință. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Numai legea Duhului de viață ne dă biruință. Și când Duhul lucrează în noi, El ne dă îndemnul către sfințire. Sigur, noi putem în continuare să alegem, să ascultăm de îndemnurile Duhului Sfânt sau de îndemnurile firii. Tot timpul Dumnezeu ne lasă la volanul vieții noastre. Ne lasă să cărmuim noi viața în ce direcție vrem. Spre lucrarea Duhului Sfânt sau spre îndemnurile care vin din firea pământească. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și când spune Pavel aici, se referă la toți creștinii. Fraților, voi trăiți după îndemnurile Duhului. Sigur că firea îți va da îndemnul spre păcat. Sigur că va voi să te atragă să devii mare, să devii bogat, să fii văzut, să fii realizat. Dar este un îndemn al Duhului. Sau mai bine spus, sunt îndemnuri ale Duhului care spun, lasă-ți lumea, lasă lucrurile acestea, lipește-ți inima de cer, alipește-te de Domnul, caută părtășia cu El, caută lucrurile care vin de la Duhul Sfânt. Și aici spune Pavel, noi nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și aplică lucrul acesta la toți. Aceasta este cheia vieții de biruință împotriva păcatului. Omul care trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt. Omul care își dorește mai mult din Duhul Sfânt și care ascultă de ceea ce îi dă Dumnezeu în inimă. De remarcat că alegerea rămâne în tot timpul în dreptul nostru, putem să alegem dacă ascultăm de firea noastră, de înclinația noastră către păcat sau de îndemnurile Duhului. Și Pavel spune foarte clar, voi puteți să alegeți, după ce ați fost izbăviți, să trăiți totuși după fire. Dar în cazul acesta, atenție, voi deveniți pământești sau firești. Și zice Pavel așa, deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Creștinul pământesc nu poate să placă lui Dumnezeu. Dacă se întoarce la vechile lucruri, dacă ascultă de firea lui, el devine creștin firesc sau pământesc. Și aici spune Pavel foarte clar, cei ce sunt pământești nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhomnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Duhul Sfânt în om îl face să fie duhovnicesc. Iar omul, din momentul acela, poate să aleagă în continuare să asculte de firea lui sau de Duhul Sfânt. Și Pavel zice foarte clar, și aș vrea să reținem versetele acestea, 12 și 13. Așadar, fraților, e concluziv aici, cuvântul așadar. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Noi nu mai trebuie să avem nimic cu firea. Am trăit în trecut. Făceam roade de care acum ne este rușine. O lăsăm deoparte. Dacă totuși trăiți după îndemnurile ei, dacă alegeți voi, Pavel nu exclude posibilitatea asta. Și spune, dacă totuși vă duceți după fire, veți muri. Cât de radical e cuvântul ăsta? Nu că pică omul pe loc și îl trăznește Dumnezeu la următoarea furtună și a murit fizic. Mori spiritual. De aceea îi spune unei biserici, bisericii din Sardes, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Te separi de Dumnezeu. Dragii mei, păcatul în orice epocă, când este acceptat în viață, când nu este tratat, când nu este mărturisit, păcatul face același lucru. Aduce moarte, adică separare de Dumnezeu. Te separi de Dumnezeu. Este o barieră între tine și Dumnezeu. Și bineînțeles, la sfârșit, se va vedea la venirea Domnului Iisus că oamenii care sunt separați acum de Dumnezeu pentru că au permis păcat în viața lor cu diferite motivații, vor rămâne separați și la revenirea Domnului. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă, cum să facem să nu trăim după îndemnurile firii? Dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Veți avea viață, veți fi oameni vii, veți fi o biserică vie. Cum e o biserică vie? Prin Duhul. Cum poate să trăiască o viață de biruință? Prin Duhul Sfânt. Făcând să moară faptele firii pământești sau faptele trupului. Dragii mei, observați cât de
importantă lucrarea Duhului Sfânt, ea este esențială. Dincolo de faptul că pune slujitori, că dă daruri, că are suveranitate în biserică, El ne sfințește, El face biserica să fie sfântă, tratând în viața fiecărui om. Dar alegerea este a noastră. Vom asculta de îndemnurile Duhului Sfânt sau vom asculta de îndemnurile firii? Dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și aici, bineînțeles, nu e vorba că ne mântuim prin propriile forțe, prin propriile puteri. Este vorba doar de chestiunea alegerii, pe care unii au vrut să o scoată total din calcul, să spună noi nici măcar atât nu putem să facem, nici măcar să alegem. Nu, Scriptura nu spune așa. Pavel le spune aici oamenilor credincioși, întorși la Dumnezeu, că au posibilitatea să aleagă între viață și moarte. Viața înseamnă să asculți de Duhul Sfânt, moartea înseamnă să te duci în continuare după firea ta pământească. Și nu vedem astăzi destui creștini sau atât de mulți creștini care trăiesc în fire și justifică păcatul cu texte din Scriptură și spun în același timp că sunt mântuiți? Iată, Scriptura nu spune așa. Spune că dacă un om trăiește după firea pământească, el devine pământesc și nu poate să-i placă lui Dumnezeu. Și că va muri, va fi separat de Dumnezeu. Așadar, fraților, ca să nu fie niciun dubiu, se adresează fraților, oamenilor întorși la Dumnezeu, despre care spunea că Duhul Sfânt locuiește în ei. Acestor frați le spune Pavel, atenție mare, voi aveți grijă asupra vieții voastre, pentru că puteți să vă duceți după fire sau după Duhul Sfânt. Și legat de această lucrare a Duhului Sfânt, noi trebuie să ne gândim că e foarte aproape revenirea Domnului Iisus. Dacă vrem să avem viața, este într-o singură formă. Duhul Sfânt nu se va revărsa în vase murdare dacă se curățește cineva, dacă ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt. Dacă noi ne curățim, nici nu trebuie să strigăm foarte mult. Duhul Sfânt în mod automat ne umple. Pe măsură ce noi ne curățim, pe măsură ce noi ne îndepărtăm de ce e păcătos și tindem spre alipirea de Dumnezeu, Duhul Sfânt vine. Sigur că trebuie să și cerem, dar dincolo de asta nu-i prin eforturile noastre, prin cât de mult cerem noi, cum zic unii, să stăm toată noaptea să strigăm. Bine, poți să stai și dacă viața ta nu-i pusă în rânduială, poți să strigi ani în șir, nu zic zile în șir, ci ani la rând și să nu trăiești nimic. Domnul lucrează în biserica lui sfințire pentru că e vorba de apropiata sa venire. El își sfințește biserica. În momentele acestea, lucrarea principală a Duhului Sfânt, poate că nu se văd atât de clar manifestările supranaturale, pentru că lucrarea esențială a Duhului Sfânt este să-și sfințească biserica, să o curățească, să o separe de lume și de păcat, să o alipească de Domnul cu care va petrece veșnicia. Știți când e vorba de o nuntă, când sunt doi tineri îndrăgostiți și logodiți, se apropie nunta peste câteva luni, din ce în ce ei sunt mai profund uniți în inimile lor. Ei nu mai își împart inima cu altcineva. Inima ei este în totul a lui, inima lui este în totul a ei. Dacă n-ar fi așa, relația s-ar rupe. Dacă în telefonul tău pe lângă viitoarea ta mireasă mai ai și alte poze și dacă pe lângă discuția cu viitoarea ta mireasă tu mai vorbești și cu alte fete, s-a dus totul, ai stricat totul. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, pentru Domnul. Duhul Sfânt ne alipește de Domnul pentru că nunta este aproape. Și pe măsură ce se apropie nunta, noi dăm toate celelalte lucruri la o parte, biserica Domnului, cei care o compun cu adevărat, se separă tot mai mult de lume și se apropie tot mai mult de Domnul, cu care urmează să meargă la nuntă, foarte curând. Vorbim aici de adevărata biserica Domnului, nu de oameni care merg la adunare și nu au avut niciodată o naștere din nou. Nu de oameni care trăiesc după fire și totuși se numesc mântuiți. Justifică păcatul cu slăbiciunea firii? Dacă e vorba de așa, sigur, nimeni nu poate să trăiască o viață sfântă prin puteri personale. Tocmai de aceasta este vorba aici, de o lege mai puternică, de un principiu mai puternic. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă să fim sfinți. Și este o avertizare, sunt mai multe avertizări foarte serioase, dar este una pentru vremea noastră. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, adică separarea de păcat și alipirea de Domnul, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Și are în mod special în vedere venirea Domnului Iisus, revenirea sa. Dar e vorba și de sfârșitul prin moarte. Poate un om să aibă un atac de cord sau un atac vascular cerebral sau orice altceva, un accident de mașină. Și aici spune foarte clar apostolul, dacă nu urmărești sfințirea, dacă nu ești în procesul acesta, nimeni, niciun om, nu-L va vedea pe Domnul. Nu, va vedea pierzarea veșnică. Poate să se numească el cum se numește. Poate să spună că el a fost membru, că a îndeplinit toate îndatoririle religioase, poate să fi și cântat în față, să fi și predicat. Dacă nu este sfințire, nimeni, absolut nimeni,
nu-L va vedea pe Domnul. În ziua când va muri și mai ales în ziua revenirii sale. Oamenii care nu trăiesc în procesul acesta al sfințirii vor rămâne separați de El. Și nu-i doar un singur loc, ca să nu creadă cineva că facem o doctrină pe baza unui loc din Scriptură, această învățătură în întregimea Noului Testament, pe care oamenii au deformat-o cu teologia lor ca să li se potrivească cu viața lor stricată și să justifice păcatul cu texte din Scriptură scoase din context. Iată ce spune Ioan. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, slavă Domnului. Ne-a născut din nou, ne-am pocăit, ne-am întors la El. Foarte bine. Și ce vine după asta? Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, la răpirea bisericii, vom fi ca El, transformați în trupuri de slavă, în trupuri eterne, trecând din moarte către viață, către viața veșnică. Pentru că îl vom vedea așa cum este, altfel nici n-am putea să-l vedem, pentru că ne-am face cenușă deodată, trebuie să fii într-un trup de slavă ca să stai în fața lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor. E foarte simplu. Și continuă, Ioan nu se oprește aici și spune mai departe, oricine are nădejde aceasta în el, că într-o zi va sta înaintea Domnului, ce face? Se vede după ceva cine are nădejdea că va fi cu Domnul. Se curăță după cum el este curat. În fiecare zi își curăță viața. Are grijă să fie tot mai curat. Și iarăși vin la imaginea unei logodnice care se apropie de ziua anunții. Ești în ziua, în dimineața când mergi la altar să faci legământ și să te căsătorești. Ce faci ca logodnică, ca viitoare mireasă în acea zi? Bineînțeles că te uiți în oglindă de 10 ori, de 100 de ori, să vezi dacă nu cumva pe haina ta, pe rochia ta de nuntă este vreo pată. Mireasa se uită în toate felurile, în toate oglinzile posibile ca să vadă dacă nu-i ceva murdar. Și asta este o imagine fizică. Mireasa spirituală a Domnului Iisus se curățește pentru că se apropie ziua anunții. Ea dă la o parte tot ce este murdar din viața ei. Ea se separă de lume. Își lipește inima de cer. Se gândește la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Așa cum spune în Coloseni. Și dacă nu faci așa, în primul rând că e foarte posibil că nu-i mireasa Domnului, dar chiar dacă sunt oameni care s-au născut din nou, dar totuși pot să justifice păcatul și să zică eu nu trebuie neapărat să mă curățesc, pot să mă mai scald și în mare și să mă duc la plajă și să-mi scald ochii în toate mizeriile, în toate necurățiile, să mă duc la același potop de desfriu, în același dezmăț. Nu e nicio problemă că e har, Dumnezeu mă iartă, pot să mă uit la toate mizeriile pe tot internetul, pot să am pe telefon toate lucrurile, pot să glumesc în toate felurile, pot să fac tot ce vreau, sigur nu păcate mari, dar lucruri care se fac între tineri mai ales. Și dacă este vorba de așa ceva, Apostolul Ioan îi avertizează pe aceiași creștini despre care spunea că sunt copii ai lui Dumnezeu. Și acum copilașilor, rămâneți în el, rămâneți în procesul acesta de sfințire. Pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Păi vor fi unii depărtați de El? Da, din mijlocul vostru. Dacă voi nu vă curățați, dacă voi nu vă sfințiți, la venirea Lui veți rămâne de rușine și depărtați de El. Și Ioan le spune, atenție, să rămânem în Domnul, să rămânem în curăția aceasta vieții, pentru ca la venirea Lui să n-avem o mare surpriză, să rămânem în urmă și depărtați de El. Vedeți, apostolii erau foarte corecți, erau foarte atenți la ceea ce vorbeau. Ei nu dădeau nădejdi false, așa cum fac oamenii astăzi care vorbesc de răpire, de Israel, de tot ce se întâmplă în lume și spun vine răpirea și toate bisericile se vor goli. Ei nu făceau așa. Ei spuneau, atenție, avem nădejde aceasta în El, trebuie să ne curățim. Știm că vine Domnul, trebuie să rămânem în El, pentru că altfel, la venirea Lui vom fi depărtați de El și va fi mare rușine. Pentru oamenii din lume, ei n-au știut nimic. Dar tu care ai spus că ești creștin, să rămâi în urmă? Și aceasta este o avertizare extrem de serioasă pentru noi în zilele acestea. Pentru că eu cred că dacă nu se intră într-un proces de sfințire, dacă nu se caută lucrarea Duhului Sfânt așa cum trebuie, foarte, foarte multe biserici vor rămâne intacte la venirea Domnului și absolut nimeni nu va pleca de acolo. Și în unele din ele, probabil vor pleca 1, 2, 3, câțiva, absolut nesemnificativ, în așa fel încât ei probabil că vor spune că n-a fost vorba de răpire și vor crede minciuna pe care o va regiza foarte bine cel rău, fiindcă va avea putere să aibă tot felul de semne și puteri mincinoase. Cum se va arăta Anticrist? Spune
foarte clar Pavel, arătarea lui se va face cu tot felul de semne și puteri mincinoase ca să înșele pe cei care sunt pe calea pierzării, dar dacă e cu putință chiar și pe cei care spun că sunt mântuiți. Sigur, cei cu adevărat mântuiți, cei care se pregătesc, vor fi deja plecați împreună cu Domnul. Dragii mei, cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt? Este esențială pentru viața noastră, e o chestiune de viață și de moarte. Dacă trăim după firea noastră pământească, spune Pavel, veți muri, fraților, veți muri, veți rămâne separați de El. Ioan spune, vom rămâne de rușine și separați de El dacă în ziua aceea nu vom fi în sfințire. În epistola către evrei se spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Observați ce avertizări extrem de serioase aveau apostolii și cât de nepotrivite sunt cu ceea ce se predică astăzi. Când se asigură tuturor mântuirea, în orice fel ar fi, cum ar trăi și orice ar face ei. De aceea este nevoie ca noi să ne întoarcem la această lucrare a Duhului Sfânt, în primul rând pentru sfințirea noastră și pe urmă pentru umplerea noastră cu Duhul Sfânt. Fiindcă lucrurile, repet, vin unul după celălalt. Dacă noi ne sfințim, dacă noi ne curățim, dacă cerem, Duhul Sfânt ne va umple. În momentul în care Duhul Sfânt umple viața noastră, din inimile noastre vor curge râuri de apă vie. În biserică nu se va mai face ceea ce poate fiecare sau ceea ce nu poate și totuși face, ci se va vedea manifestarea Duhului Sfânt. Așa este concepută biserica, acesta este designul, este un loc în care Duhul Sfânt se manifestă. Oamenii sunt doar instrumente, ei acționează mânați de Duhul Sfânt. El pune daruri pentru slujire, El dă daruri fiecăruia ca să poată să fie o adunare care să se închine după voia lui Dumnezeu. Și de asemenea, El face această legătură între frați și între surori ca să fie o familie unită, cum s-a rugat Domnul Iisus în Ioan capitolul 17, ca noi să fim una, uniți prin dragostea pe care ne-o dă El prin Duhul Sfânt. Dragostea aceasta care se revarsă în inimile noastre. Sigur că îmi doresc din toată inima să fie așa cu toate bisericile, din toată țara, din păcate nu este așa. Foarte puține biserici s-au trezit și foarte puțini creștini s-au trezit. Și fiecare ascultă cuvintele acestea și face cu ele ce vrea. Însă eu nu am nimic de adăugat și nimic de scăzut. Știu că foarte curând va veni Domnul și vreau să fiu în totul, la evaluarea aceea, curat înaintea Domnului de cuvântul pe care l-am predicat. Nu vreau să ascund nimic, nu vreau să pun nimic peste, dar nici să scad nimic. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, el nu poate fi schimbat, el nu poate fi stricat. Tot în Scriptură găsim expresia aceasta, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac unii, îl lăsăm așa cum este, trebuie să-l trăim, trebuie să ne sfințim viața, trebuie să căutăm Duhul Sfânt, trebuie să fim o biserică plină de Duhul Sfânt, trebuie să-i dăm Duhului Sfânt locul principal în mijlocul nostru și noi să fim ascultători, să-l rugăm să lucreze dincolo de tot ceea ce putem noi în firea noastră pământească. Domnul să se îndure, să lucreze și în locul acesta și pretutindeni unde sunt auzite cuvintele acestea, în orice adunare și în orice suflet credincios, în mod individual, Domnul să lucreze acest proces de sfințire și apoi, sigur, foarte curând ne vom întâlni în slavă și vom avea ce povesti de lucrarea pe care a făcut-o Domnul, care a fost esențială și care a făcut diferența prin Duhul Sfânt. El să fie slăvit în viețile noastre. Amin.